dar și de Conference League, o competiție, a treia competiție europeană. Ne-am fi dorit mai mult, nu s-a putut, însă suntem pregătiți de startul meciului. Cred că este și meciul cu cei mai mulți spectatori aici în Gruia din această stagiune. Poate undeva la 8.000 de spectatori prezenți în tribunele arenei Dr. Constantin Rădulescu. Pentru Bârnici, are ceva mai mult spațiu. Bârnici întâmpinat de Manea. Bârnici continuă. Careu scoate scufet. Prima șansă acestei partide. Minge în tușă pentru urcarea lui Manea, poziție bună, își face mingea pe stângul, vine Deac, prelungește la bara a doua, e bună! 1-1 la ocazii mari în doar 13 minute. A curs perfect această fază, e bună, dă fără forță, dar nici nu prea avea cum la această minge, doar lobată, n-a venit tare. Pasă pentru Betancourt într-o poziție excelentă. Betancourt, un dribling, Betancourt încă o dată. Apoi îl ia la țintă pe Bergsen. Iată și Eboa și Betancourt foarte aproape de gol în această primă repriză. Lovitură de la colț. Centrare la marginea careului mic, Iuri, nici el n-a fost foarte departe. Jucător foarte greu de marcat la fazele fixe, Iuri. Camor are trimite în față pentru Deac. Centrare, atenție! Atenție la această fază, mie mi se pare că a căzut pe Iuri Jinic, dacă am văzut bine. Cred că, sau pe Eboa, și Eboa apoi l-a lovit pe Iuri. Ia să vedem. Am zis bine, pe Iuri cred că îl lovește, cred că îl atinge cu brațele. Maribor, e diferență foarte mare, Zahovic cel care a văzut meciul cu Shakhtyor Soligorsk. Oh, aici foarte important, șansa pentru Betancourt. Slovenia. Cronaveter, șut surprinzător cu stângul, e altceva. Altceva de la intrarea lui Cronaveter, mi se pare că Maribor arată mult mai bine. Ce înseamnă totuși experiență. Toți vrem tineri, toți vrem jucători de vândut, dar mai e nevoie și de jucători cu experiență. Cronaveter a schimbat. Sare Iuri, nu mai poate urmări însă nimeni. Ba da, e Boa! Oh, bară! Minge pe care toată lumea a văzut-o deja afară, sau câștigată de portarul advers. Oh, ce ocazie, e Boa! Are meritul că a urmărit faza destul de relaxat și Bergsen și fundașul stânca și Coșec. Aruncă Manea, sare Eboa, Zvec, poziție bună, Zvec pe spate, gol! Ho-ho-ho-ho! Ce execuție! Cu adevărat magnifică! Gol european înscris de CFR! Este golul care ne duce în Europa și este un gol care cu siguranță merită să fie pe genericul acestei competiții. Ce meci închis, ce meci încâlcit. Maribor, un adversar sâcâitor, nici prea bun, nici prea rău, dar așa se aduce o calificare cu adevărat spectaculoasă.
spectaculoasă în Conference League este poate golul serii. Fabulos! Lovro Cvek, fost jucător în campionatul Sloveniei. Deja 98 de minute. Roger ține mingea la margine și este fluier de final! Fotbal european în grupele Conference League. Răbufnirea lui Dan Petrescu. Toate frustrările se șterg cu buretele în această seară.